Te sper dacă rămân în mașină. Hai mă, termină cu prostiile. E, nu stă mult. Bă, bune, mă faci să mă simt prost. Te-am și ocolit atâta timp. Te rog. Oamenii ăștia sunt ca și familia mea. De fapt, cred că a fost o vreme când stăteam mai mult pe aici decât acasă. Răzvan? Salut, Răzvan. Pare bine, Răzvan. Ei, Ștefan! Ha! Ai, băiatul meu! Tata meu! Ștefan! Mă, tata, tinerești! Dar știu ce bine arăți! Ia uite la el! El e prietenul meu, Vlad. Mă bucur, domnul Vlad. Vlad? Vlad Pop. Mă bucur. Da, să intrăm, haideți în casă, ce... Am ce mai vezi la tata? Am zis că pun trolul. Hai, poftiți, domnul Vlad, poftiți, poftiți, intrați. Unde-i tati Maria? La ea în cameră. E cum e aia mai retrasă, așa. Dar e bine, nu? Da, e bine. Mata, ești ok? Na. Bate doare una, bate doare alta. Da, să știi că dacă într-o dimineață te trezești așa și nu te doare nimic, înseamnă că ai murit. Ia zici, măchere, pe cine e supărat? I-ai spus? Normal că i-am spus. De ce? Cum de ce, mă? Niciodată n-asculti. Zi. Ce să zic? Nume, prenume, CNP. Da, mă, m-au trimis să fac o anchetă cu mafia pădurilor. Într-un sat din Vrancea. Și am investigat. Și mai de zi am aflat tot. Cine fură, cine transportă, tot. Tare. Păi nu, că se pare că am deranjat. Foarte bine. Sănă că ești ziarist bun dacă ai deranjat. Ziarist bun, bă, dracu. Bă, în loc să se ducă la redactorul șef să-i spună, știți, eu am fost pe teren, am investigat, am descoperit aia, așa, așa, așa. Adică să dea raportul cum se face, el s-a apucat și a publicat direct, direct. Da, direct pe site, la două dimineața, că nu se uite nici naiba. Nu contează, trebuia să mergi să-i dai raportul redactorului șef, clar. Dar ăla oricum aprobă doar din gură, nici măcar pe mail nu primesc ok-ul. Știi ceva, l-a dat afară. Și mai grav, i-au cerut și daune. Ah. Să-mi faci o listă. Cu un nume și să văd pe cine știu. Zi mersi, mă! Mersi, mă! Așa. Când era de aici, m-a ajutat el. Păi nu sunt eu fratele tău. Nu! Băieții mei! Băieții mei! Băieții mei! Vlad? La toaletă. Erai pe drumul bun. E la dreapta.
Îți bani? Răzvan! Așa erau de la cazune, știți? Sunteți prieteni de multă vreme? Abia ne-am cunoscut. Asta zic că e un om minunat. Ți-am zis ce poți să-mi sună. Da, mi-ai zis da. Exagerează. Bine. Hai că ne ducem și noi. Da, mergeți sănătoși. Auzi, da, Petre, mata când vii pe la mine? Bă, Ștefan, tu ai văzut plopul ăla de afară? A început să facă pere, bă! Dacă noi în presă nu vorbim, cine să facă? Bă, ți-am zis să te putulești, ți-am zis, da? Adrian m-ar fi înțeles dacă era aici. Mai bine, știu pe aia. Mulțumesc! Vlad, te las aici? Băi, face tata Petre un grătar, îți spun, dacă te lasă aici o săptămână, s-a ales praful de ce nu-i tata. Îi face tata Petre un grătar. Fac. A fost dore, băi. Mi-a făcut plăcere, domnule Vlad. Domnule Vlad. Mi-a făcut plăcere. Și mie. Vă mai așteptăm pe la noi. Oricând, cu drag. Mulțumesc. Ne-a părut bine. Hai! Vrei să iau ceva de la magazin? Nu, mamă, nu. Bine, te pup. Pa. Răzvan. Da. Când a venit Ștefan, mai era cineva cu el? Da, un prieten. Mai știi cum îl chema? Nu. De ce? Nu contează. Bine. Pa! Vlad! Pe prietenul Ștefan, îl chema Vlad.